Când am făcut lucrarea? Când am făcut lucrarea singură? Uite, aici chiar nu și-a pus nimeni acordul. Pentru că Nata Procop este pictor și este expert la Academia de Știință a Moldovei. A zis că dacă nu mă vedea cum eu pictez, n-ar fi crezut niciodată că este că lucrarea asta am făcut-o eu. Așa, am pornit de la faptul. Vă spun, pur și simplu aici a fost ideea. Probabil aici nu a fost, nu știu cum pictează pictorul. În ultima instanță eu nu sunt pictor. Eu sunt jurnalist și pare că sunt un jurnalist bunicel. Nu sunt pictor. Am pornit de la faptul că omul se naște alb. Omul se naște curat. După aia, el își alege culorile vieții. Își alege nuanțele vieții sale, fiecare cum le vede. Și de obicei, fiecare dintre noi, în foarte multe momente ale vieții sale, se află la o răspândie. Așa este. Și dacă vă aduceți aminte în poveștile cele populare, dacă mergi la dreapta, vei avea parte de nu știu ce. Dacă mergi drept înainte, vei avea o casă și nu știu ce bogăție. Dacă mergi la stânga,